Un cutremur de 3,2 grade a avut loc în această dimineață în Vrancea. De asemenea, un seism de 3,5 grade a avut loc ieri, pe 14 septembrie, la ora 17:50, iar un altul tot de 3,5 grade a fost înregistrat pe 13 septembrie, la miezul nopții. Locuitorii județului Vrancea sunt în alertă. Numai puțin de 3 cutremure s-au produs acolo în ultimele 3 zile. În această dimineață a avut loc un cutremur de 3,2 grade, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Cutremurul a fost înregistrat la o adâncime de 136 de kilometri. De asemenea, un seism de 3,5 grade a avut loc ieri, pe 14 septembrie, la ora 17:50. Un alt cutremur, tot de 3,5 grade, a fost înregistrat pe 13 septembrie, la miezul nopții. Potrivit site-ului INFP, în ultimele zile au avut loc mai multe cutremure în regiunea Balcanilor. În Serbia, duminică, s-a produs un seism de 5,4 grade pe Richter, la adâncime de numai 5 km. Un seism de magnitudine peste 7,2 în Vrancea ar afecta serios capitala, jumătate din țară, precum și țările învecinate, a declarat recent directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pământului, Constantin Ionescu.